Ceasul este 16 împărțit la 31, iar în continuare ne deplasăm prin Stroiești către zona unde vom face grătar pe o iarnă frumoasă de șmecheră. Sunt însoțit de către Mr. Agent Alex. Deja. Și Mr. Agent Andronin Constantin, care va căra 200 de metri sacoșa cu provizii, după care va prelua altcineva. Adică bărsa. Da, o să facem cu schimbul. Și vom înainta pe zăpada artificială albă până la trecerea cu nivelul în gheață. Mâna, la revedere! În continuare vom părăsi calea ferată. Am traversat podul, părăsim magistrala 502 și vom merge către șosea. La revedere! Este GR! În continuare se observă focul care va produce jar pentru grătar. Acest este agent Andronic și agent Alex, care vizionează focul. Se poate observa că focul arde chiar dacă este zăpadă. S-a folosit o bază de nylon de la un sac menajer pe care s-a clădit materialul lemnos, combustibilul fosil, pentru a declanșa extorsiune care va produce jar. Gata, plecați. Stați aici la călduță, nu-i ce cald aici. Mă călziți la mâinile focului, cine vă iei frigă. După cum se observă, focul, fumul de la casă merge. Vezi că intră în dreapta, ai întrerupător acolo, pus de Alex. În dreapta. Intră în camera asta la altă, în dreapta. În continuare vom aprinde proiectorul LED de 10W, respectiv 30W. Super! Acest este proiectorul LED 10W și proiectorul LED 30W. Prinse de agent Andronic. Aprindere reușită! Fără... Hai cum o să caut grătarul! Grătarul a fost introdus în foc pentru un tratament de călire plus revenire șoasă efectuată cu zăpadă în cazul nostru. Se poate observa. Este superb. Andronic curăță cartofii. Pisica a încercat să atace o caserolă cu mici, dar a fost botezată în zăpadă ca pedeapsă de către Andronic. Nu ai tăiat pisica în casă? Perfect. Dar ce vrei ce să nu-i? Vezi frutița vezi, mă, acolo. Mai scoate-mi din ei de care s-a făcut. Vezi să-i mă întoarc. Nu, las-o leacă să-și... Nu, nu-i întoarc. Las-o leacă să-i prindă-s. Hai să-ți dai seama că-s fâne. Ce stai așa, vezi, stai. Vine și tu, mai filmează la un metru, ăla. Ți-e frică că e cer, nu-i geor ce cald. Și vezi să stau ăla tricou. Hăl! Ha! Hai, vezi, filmează grătar, vezi ce-i E, lasă zoom-ul, mă, vin aici. Băi, ești nebun. Trebuie să mergi de mai multe unghiuri, să vezi calitatea. Cine și noi reclamă. Grătara la scoare. Telefonul cu LED, trebuie să vezi. Trei, trei LED. Asta e al treilea LED care ai tu. Ai două sus, mai ai și telefonul. Aici la mijloc de fi temperatura mare. Da, uite, se face. A băgat mea picioare, fumă din ochi. Hai să... Unii pe unii, nu știu ce fumă, mă băgat mea picioare. Mici ala Stroiești. Băi, da, de ce arde. Gata. Gata, e sfințit destul. Incendiu. Incendiu. Nu avem zăpadă aici de stâns. Deci e așa bine, deci așa. Gata. Vom merge și vom da mâncărurile de la grătar, la găini. Un mic, niște cartofi și niște pâine. Haideți să mergem. Vom trezi găinile, deoarece acestea s-au bucat.
Neața! Pâine! Pâine! Hai! Ah, e cocoșul. Uite! Pâine! Uite, pâine! Hai că... Șiu, 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 șiu! Ia! Ia și ție! Mic, 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 un mic. Stai, șeful, șeful. Ia, un mic. Nu, nu, nu mușcă. Așa, hai că lăs aici. Îți mănâncă pisica. Niște cartofi? Cartofi? Desert, ceva? Ia, șeful. Domnul Cocoș. Trezirea! Ce înseamnă asta? Băi, eu vă dau mâncare și voi nu mâncați? Băi, eu cu tine vorbesc. Băi, șeful! Ia aici mănâncă, vreau să te văd cum moște un miez de aici. Ia un miez de pâine, e proasă la Carrefour. Hai cuțu, cuțu, hai. Șor aer, nu fă ventilație aici. Uite, uite găina, găina, uite, a, așa. Nu te mănâncă, asta e de mâncare. Nu te atacă. Hai. Ia. Nu mănânci noaptea? Faci curând slăbire? E simțit-o. Îți faci ouă. Da, cam asta e situația aici. Le-am dat apă fierbinte. La revedere. Ia de aici ce se află. Gol. Da. Pisiu. Tu ce mănânci? Vezi, poate mănânci mâncare la găini. Pisiu. Hai să dau și pâinea ta și... La revedere. Provizii. Chidean. Hai. Ceasul este 20 împărțit la 07. Iar în continuare... Ne îndreptăm către Suceava, mai avem de mers vreo 12 km. Sperăm să ne ia o mașină, o ocazie ceva. Dar până atunci vom merge. Se poate observa sau nu. Agenda într-un cangeta Alex. Sperăm să fie un autobuz, dar nu prea. La cine? Și vom merge. Se poate observa Suceava la 12 km de portare. La revedere!